La o zi după semnarea acordului de parteneriat dintre Guvernul României și Comisia Europeană, care va deschide calea pentru investirea a peste 31 de miliarde de euro din politica de coeziune în România în ciclul financiar 2021-2027, Comisarul European pentru Coeziune și Reformă, Elisa Ferreira, a vizitat Valea Jiului. Locul nu a fost ales întâmplător de către oficialul de la Bruxelles, în condițiile în care zona se află în plin proces de tranziție spre energia verde și urmărește o serie de proiecte de regenerare urbană și modernizarea infrastructurii cu finanțare europeană nerambursabilă. Atât România cât și alte țări au oportunități extraordinare și zone în care tranziția de la fostele industrii au un impact puternic asupra comunităților locale. Aceste zone au fost remarcate la nivel european. Încercăm să creăm condiții pentru ca un investitor, nu unul care poluează, ci un investitor prietenos cu mediul, un investitor modern, cu spirit etic, poate să aducă o gură de aer proaspăt pentru economie, pentru forța de muncă, astfel ca oamenii să rămână aici pe pământul lor. Și nu pentru că le este interzis să plece, ci pentru că ei decid să rămână pentru a spori calitatea vieții, pentru că mă uit în jur și observ o zonă minunată. Alături de Elisa Ferreira, în Valea Jiului a venit și ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Ioan Boloș, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim, împreună cu o serie de experți în fonduri europene. Ei au vizitat o școală modernizată cu ajutorul fondurilor europene, un centru de robotică al elevilor din localitate, dar și mina Petrila, pe care noul proprietar, Consiliul Județean Hunedoara, își propune să-l integreze în circuitul cultural turistic printr-o serie de proiecte puse la cale împreună cu Asociația Planeta Petrila. De altfel, ministrul a declarat că județul Hunedoara va putea accesa o sumă record în ciclul financiar 2021-2027. Programul operațional pentru tranziție justă are 500 de milioane de euro alocate. Strategia pentru Valea Jiului are 100 de milioane de euro numai prin programe operaționale. Contractul de infrastructură de apă și canalizare peste 270 de milioane de euro. În total, peste 900 de milioane de euro. Suntem în fața unei noi provocări, unui mare program de investiții pe care România trebuie să-l ducă la bun sfârșit și județul Hunedoara, prin grija domnului președinte, este de asemenea în fața unui buget foarte generos pe care îl aveți la îndemână, 500 de milioane de euro în programul operațional de tranziție justă. Este un lucru formidabil pentru ca să vă puteți dezvolta. La Petroșani, ministrul Boloș și comisarul Elisa Ferreira s-au întâlnit cu primarii din Valea Jiului și cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, cu rectorul universității de aici, cu studenții și cu oamenii de afaceri din zonă, cu reprezentanții societății civile, precum și cu membrii Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată, ITI Valea Jiului.